Bună ziua, doamnelor și doamnelor, mulțumiților și... Hristos adevărat. Hai, mă, la... A, da, da, ok, încep. Vă rog frumos. Bună ziua, doamnelor și domnilor, mulțumiților și stimaților. Știți voi ce înseamnă astea? Hristos adevărat. De adevăratelea, mi se zice din emisie și din regie să vă zic că... Ce? Că bine ați revenit din concediu, bine ați revenit în câmpul muncii. Lasă-mă bre, nu pace să fac. Ce vrei să zic? Adevărat aldiat, să fiți sănătoși. Eu am zis adevărat, tu trebuia să zici. Ne salutăm unul pe altul, trebuie să-i salut pe oameni. Suntem în data de 15 aprilie, poți să stai de până poi mâine aici, îți dai seama. Bă, eu sunt născut în zodia peștilor, ca urmare sunt foarte căpățânat. Așa. 15 aprilie, dragilor și dragilor, v-a fost bine, ați băgat, ați mâncat, ați băut, ați ciocnit ouă, nu? Nu? N-a mers concediu ăsta pentru voi foarte bine, mini concediu ăsta, că au fost 4 zile. Paștele a picat într-o zonă frumoasă, a fost sâmbătă, duminică, luni, marți. Să ne bucurăm de zilele libere, deci, trebuia să vă zic asta vineri, dacă m-ați fi urmărit, da? Dar așa ne-am întors. Este o minunăție de zi de miercuri. Începem săptămâna de muncă la mijloc. Peste două zile intrăm iarăși în weekend. Și face burdihanele mari să ne simțim bine. Încă a mai rămas ceva din miel, a mai rămas niște pască, a rămas cozonac, câteva ouă acolo. Merge, nu? E un paște prelungit de săptămână întreagă. Bine ați revenit la muncă, vă spuneam tuturor. Bine ați venit în câmpul muncii corporatiștilor. Astăzi este, vă spuneam, 15 aprilie 2015. De-a lungul vremii s-au întâmplat o mulțime de lucruri interesante. Cu câteva dintre ele am să vă țin eu la curent. Am zis de pască și de cozonac. A început să-mi curcă din gură deja, cu trebuie să șterg tableta. Pască și cozonac. Are loc bătălia de la Rain în 1632, suedezii sub Gustavus Adolfus îi înving pe cei de la echipa Sfântului Imperiu Roman, scor la pauză, nu știu câți au murit acolo, în timpul războiului de 30 de ani. Apropo de scor la pauză, ați auzit, nu, că SCM Petrotub și-a luat-o de la Știința Miroslava cu 2-0. În paranteză 3-0, că le-au anulat un gol lorlalți, da, pe motiv de offside. Mi se pare că se poate urmări meciul, o să fie vizibil pe YouTube pentru cei care nu l-au văzut acum 5 zile. În 1750, apropo de scor la pauză, da? În 1755, poetul, jurnalistul și lexicograful britanic Samuel Johnson a publicat la Londra dicționarul limbii engleze. Prin decret imperial în 1762, semnat de împărăteasa Maria Teresa, se înființează regimentele grănicerești românești, unul la Orlat și doi la Năsăud. Folosite zeci de ani, bine, nu din 1700, dar zic așa, grănicerii au fost folosiți în România să nu iasă românii foarte multe decade, da? Nu ca să nu intre alții, ci ca să nu ieșim noi. În 1912, vasul britanic de pasager Titanic se scufundă în Atlanticul de Nord la ora 2:20, la 2 ore și 40 de minute după coliziunea cu un iceberg. Din cei 2227 de pasageri plus echipaj aflați la bord, numai 770 vor supraviețui și atunci pot să vă dau câteva detalii pentru că m-a interesat pe vremuri povestea Titanicului și am fost interesat până când am văzut filmul Titanic, după aia mi-a trecut. N-am mai vrut să știu. Au reușit să facă dintr-o catastrofă regizorul filmului, deși a luat un catralion de Oscaruri, a reușit să facă un film care să te facă să plângi după bani. După banii de pe bilet, zic, și nu de biletul de transport, biletul de film, de cinema. Ca și atunci, ca și acum, și atunci s-a încercat să, bă frate, să câștigăm cât mai mulți bani posibil în detrimentul siguranței. Bărci de salvare n-au fost destule pentru un număr atât de mare de pasageri. Dacă e să fac o paralelă cu nava Concordia, recent dată cu roatele în sus, știți toată povestea, n-a fost nici o moldoveancă la cârmă.
Da? Da, a fost acolo o mică situație de, băi, să facem la stânga. Nu, eu îți mai mântu să facem la dreapta. Ba, hai să facem stânga, dă-l în măsa de iceberg. Pum! Și că Titanicul este indestructibil. El poate pluti în orice situație. Spunea cineva la un moment dat într-un almanah istoric, că citeam, domnul Vanghelie, almanah. Citeam niște almanahe într-o perioadă legat și apărea și acolo povestea asta cu Titanicul și spunea cineva, dacă Titanicul ar fi luat direct în bot icebergul respectiv, ar fi mers așa cu mână în gips până la finalul călătoriei. Ar fi rezistat, cu alte cuvinte, ar fi mers cu o mână în gips, e adevărat, mai hopa, șontâc, 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 ar fi mers până la urmă. Marea greșeală a fost că la final decizia asta ciudată de fă la stânga, ba nu, hai, fă la dreapta și, frate, când vorbim de un vapor de atâtea sute de metri lungime, ăla nu se întoarce ca o Dacie, da? Ia, îi trebuie niște timp și spațiu și e normal că până la urmă s-a întâmplat cu ce s-a întâmplat și știm cu toții ce s-a întâmplat. Una dintre cele mai mari catastrofe navale din istorie. Din cei 2227 de pasageri aflați la bord plus echipajul, numai 770 au supraviețuit. Restul au trăit să vadă parodia aia de film care se numește Titanic. În 1918, Bojdeuca din Iași al lui Ion Creang a fost declarată muzeu, devenind prima casă memorială din România. În 1941 a început greva minerilor din Valea Jiului, care îngreunează aprovizionarea armatei antonesciene și a trupelor germane aflate în țară. În al doilea război mondial, în 1944, are loc primul bombardament de noapte al aviației britanice asupra României. 83 de bombardiere Wellington au atacat turnul Severin și nu l-au găsit că nu era curent sau nu era nimeni acasă. Tot în al doilea război mondial, în 1945, trupele britanice au eliberat deținuții din lagărul de concentrare Bergen-Belsen. În 1957 se încheie un acord română-sovietic privind statutul juridic al trupelor sovietice staționate încă din 44 pe teritoriul României. Bun. În 1971 la porțile de fier este conectat la sistemul porțile de fier este conectat la sistemul energetic național primul hidroagregat de producție românească. În 91 are loc inaugurarea oficială a activității Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD la Londra. În 1998, guvernul condus de Radu Vasile a fost validat de către Parlamentul României. Ah, da, uite și ăsta a fost premier. Vorbeam dimineață cu părinții mei despre personalități din România pe care au trecut așa prin și foarte puțină lume și aduce aminte, foarte șterse. Unul din ei a fost, dintre persoanele astea a fost premierul Radu Vasile. Da? Și președintele Constantinescu. Că vorbeam chiar la modul, băi, sunt persoane, apropo de Băsescu, care nu mai termină președinția asta a lui nici acum, el continuare locuiește acolo, și el e președinte, dictează în continuare omul ăsta, e... Da? Și zic, băi, sunt persoane care refuză să iasă de pe scena politică, din opinia, din fața publicului, și sunt persoane care au trecut așa, publicul nici nu aduce aminte de ele, gen ăsta, chiar uitasem de Radu Vasile. Premier sau Ciorbea. Și Ciorbea are așa, a avut un zvâc ca un fel de semi-erecție politică, dar nu i-a ieșit. Zilele trecute l-am văzut pe la televizor, același Ciorbea. Sunt persoane care trec așa, ai și uitat că au existat în viața politică a României. Alții, din nefericire, nu mai ies din viața politică. La 98 de ani încă mai scriu amintiri despre cum era în vremea. Cum eram eu prieten cu Nicolae Ceaușescu? După 25 de ani de cădere, de la căderea comunismului, oamenii încă mai publică cărți cu titlul Cum mă simțeam eu bine când mureați voi de foame? Cum mă distram eu cu Nicolae Ceaușescu când voi stăteați la 5 la rând la lapte? Și omul este în continuare, știți despre cine vorbesc, omul este în continuare adulat ca tăticul politicii moderne. Să mai înțeleagă cineva politica din România, da? În 1998 are loc lansarea oficială a canalului HBO în București.
pe care au început să-l pirateze românii instantaneu. Nici n-a apărut bine canalul ăla, nu s-a făcut lansarea oficială și băieții deja făcuseră, țineți minte, decodoarele de HBO, da? Alea micuți, atâta. Toți aveau! Pentru că noi suntem români, noi nu avem cu ce să plătim, nu ne permitem să plătim un canal, nu ne permiteam cel puțin să plătim un canal special pentru filme, gen HBO, dar am știut exact cum se face un decodor. Adică, pâng, da? Suntem români. Suntem deștepți, dar nu în direcția bună. Bun, în 2005 cel puțin 21 de oameni au murit și în jur de 50 au fost răniți într-un devastator incendiu la un hotel din centrul Parisului. În 2013 două bombe au explodat lângă linia de sosire a maratonului din Boston, Massachusetts, omorând cel puțin 3 persoane. Știți foarte bine că asta s-a întâmplat foarte de multă vreme, acum 2 ani mai exact. Cine s-a născut? Filip al Belgii, actualul monarh al Belgiei în 1960. Emma Thompson, actriță engleză. Abu Hamza al-Mashri, șeic egiptean. Cine Dumnezeu să ce l-am pus aici? Ala Pugaciova, cântăreață rusă. Mi-aduc aminte că aveam discuri de vinil cu Ala Pugaciova. Născută în 1949. Zamfir Dumitrescu, pictor român în 46. Lucian Bolcaș, politician român. Da, exact. Ce vă spuneam de oameni care trec așa prin istorie fără să știe cineva cine sunt. Claudia Cardinale, actriță italiană în 38. Kim Ir-sen. Cum să bă, ăsta o să rămână și el ca Băsescu veșnic în istoria țării. Kim Ir-sen, vă spuneam, născut în 1912. A murit în 94, lăsându-l la putere pe minunatul său fiu, sau nepot, ce o fiu lui acum. Nepot, cred că. Cine s-a mai născut? Leonardo da Vinci, în 1952, vă mai zic cine este Leonardo da Vinci? Pictor, sculptor, inginer și arhitect italian renascentist, decedat în 1519. Cine a murit? T15 pe la ăștia, repede. Nina Cassian, poeta esteistă și traducătoare română în 2014. Oli Johnson, Pol Pot, dictatorul cambodgian în 1998. Greta Garbo în 1990. Dar a rămas fără bănuți Greta Garbo sau a lăsat pe toți lui Băsescu pentru câinii vagabonzi? Nu mai țineți minte cum a venit ea să arunce galbeni, bănuți de aur, bijuteriile pe masă? Jean-Paul Sartre în 1980, Cesar Vallejo, poet peruan în 1938, Abraham Lincoln în 1865, al 16-lea președinte al Statelor Unite. Bun. Și pentru cei care urmăresc filme cu turci la televizor, în 1558, Roxelana, soția sultanului Soliman I. a decedat. În Danemarca, astăzi este sărbătoare națională, dar cum de nu am văzut ceva legat aici? De ce înseamnă la ei sărbătoarea națională? Stai să văd. Dacă merge netul repede, vă zic ce anume serbează Danemarca astăzi. Danemarca serbează astăzi ziua națională, este o monarhie constituțională, să rămână Wikipedia, dar ce serbează astăzi? De ce adică astăzi? Nu știu, nu zice. Sunt un om care nu cunoaște multe chestii. Preistoria, uite, de preistoria Danemarcei. Zic, bre, ce serbează ăștia azi? Războiul de 30 de ani? Mi se pare că am zis mai departe, mai devreme, nu? După războiul de 30 de ani au făcut ei ceva. Bravo, în fine, la mulți ani Danemarca! Mulți înainte, păstrați în continuare minunatul PIB pe care îl aveți, care este de 256,3 de miliarde de dolari. Să tot trăim acolo. Și că e una din țările în care se câștigă cel mai bine în Europa. Români pe Danemarca, adunarea!
am citit un titlu, am zâmbit, pentru că nu știam exact despre ce vreau. Vă spun că toate informații, toate titlurile astea eu le găsesc acum. Bine, în jumătate de oră, cât îmi pregătesc emisiunea asta, încă o dată vă spun, este ora 9:36 la mine. Când o să urmăriți vă emisiunea asta, o să fie 14 și ceva. Da? Deci dimineața apar titlurile din astea rapide. Oamenii de știință încearcă să afle de mai mult timp originea misterioasă a peritonilor, care sunt impulsuri intense, dar scurte, de energie, care păreau să vină din spațiu. Deci oamenii și-au bătut capul de perete și au zis, extraterestrii să există! Extraterestrii ne vorbește! Ei ne trimite impulsuri! Da? Până la urmă au aflat că acesta nu este un mesaj de la extraterestri, acest impuls al peritonilor, da? Ci este o manifestare a cuptorului cu microunde. Pink. Vă citesc mai departe, da. Cercetătorii care analizau originea peritonilor au descoperit că atunci când ușa cuptorului cu microunde este deschisă mai devreme și telescopul se întâmpla să fie instalat la un anumit unghi, cele două dispozitive interacționează și se creează peritoni. De mii de ani, oamenii au privit spre cer, au văzut stelele, aștrii, și s-au gândit, oare suntem singuri în univers? Și belindei acolo ochii spre infinitul ăsta negricios de deasupra, au început să găsească modalități, să inventeze modalități ca să verifice dacă suntem sau nu suntem singuri în univers. Unii ar spune că suntem singuri, că suntem buricul târcului și că totul se învârte în jurul nostru, că Dumnezeu în înțelepciunea lui și-a concentrat toate puterile ca să ne împingă pe noi pe biluța asta albastră pe care o numim noi Pământ. Alții vor spune, bă frate, ar fi ciudat să fie atâta spațiu populat doar de noi. E absurd, e mare risipă de spațiu. Alții vor fi foarte convinși că nu avem cum să fim singuri, este practic imposibil. Uită-te la inscripții, la basoreliefuri și așa mai departe, anticii i-au văzut pe extraterestri. Și au gândit oamenii modalități să verifice dacă suntem sau nu singuri. Telescop, radiotelescop, radar, eu nu știu ce se folosește, dar până la urmă au făcut fantastica descoperire că cuptorul cu microunde interacționează cu telescopul. Da? Mai țineți minte când omenirea a fost încântată de ideea că au primit într-adevăr un mesaj din spațiu? Că au primit un mesaj din spațiu? Nu știu dacă e pe bune faza sau face parte din Contact, din filmul Contact, pe care vi-l recomand cu foarte mare căldură. Prima transmisiune care a plecat în spațiu vreodată a fost un discurs al lui Hitler de la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Berlin. Știați? Primul mesaj care a fost transmis în spațiu de către... Bine, omul n-a zis nimic, băi, omorâți-i pe evrei sau hai să dăm foc la nu știu ce. Omul a vorbit despre deschiderea Jocurilor Olimpice și despre măreția Germaniei, cum au putut ei să facă chestia asta. Dar ca idee, primul mesaj trimis în spațiu n-a fost discul ăla de aur cu omuleții pe care l-a trimis NASA prima oară în spațiu. Nu, a fost un mesaj de-a lui Hitler. Ca idee. Da? Și ar fi fost mișto să se întoarcă acum mesajul, dar puțin completat. Bă, noi suntem de acord cu ce zice ăsta. Și venim călare pe voi. Se pune evident întrebarea. Toată lumea vrea să, sau toată lumea, oamenii de știință și-ar dori foarte mult să facă primul contact, să aibă primul contact cu civilizațiile extraterestre. Întrebarea se pune, chiar vrem? Adică indienii, amerindienii, înainte să apară conquistadorii, dacă ar fi știut de existența conquistadorilor și ar fi știut ce urmează, chiar ar fi vrut să mai aibă contact cu ei, mă îndoiesc, ar fi rămas acolo pe bucățica lor de pământ, bucata lor de pământ, fără să fie măcelăriți. Incașii ar fi existat, s-ar fi dezvoltat, dar nu, în schimb au venit conquistadorii. Întrebarea s-ar pune, evident, și în cazul nostru, noi fiind o rasă relativ
tânăr, nu de relativ, chiar foarte tânără, în marele ceas cosmic nu existăm de o secundă, dacă o avea ori și pe aia la activ, da? Chiar vrem să trimitem mesaje în spațiu, vai veniți, suntem aici, abia așteptăm să vă cunoaștem, că sunt convins că toți extraterestrii, dacă există, sunt prietenoși. Da? Serios, veniți să ne jucăm împreună. Noroc că de data aceasta aceste mesaje venite din spațiu nu era decât ting, ți-e gata pâinea prăjită. Ți s-au făcut floricelele, popcornul. A fost un mesaj de la cuptorul cu microunde. Specialiștii au fost derutați de peritoni pentru că au confundat felul în care au înțeles impulsurile radio de tip Fast Radio Burst. Acestea sunt mesaje de originare din spațiu care nu pot fi explicate. Aceste mesaje par a veni din afara galaxiei noastre, însă peritonii nu se potriveau acestei explicații, așa că oamenii de știință au continuat să caute originea lor și într-un final și-au dat seama că vin de la cuptorul cu microunde. Suntem fericiți să raportăm că după ce am cheltuit 300 de milioane de dolari pentru echipamente și pentru pregătirea intelectuală a oamenilor de știință, ne-am dat seama că nu au venit mesaje din spațiu, ci că putem delimita clar timpul pe care o pungă cu floricele trebuie să o petreacă, să-l petreacă în cuptorul cu microunde, cu ajutorul acestui minunat și sofisticat radiotelescop pe care îl avem în dotare. Poftiți cum? Folosiți un radiotelescop de 300 de milioane de dolari ca să vă dați seama dacă au trecut cele 3 minute? Păi da, că de cele mai multe ori stăm cu căștile pe ureche ascultând mesajele din spațiu și nu mai auzim când face cuptorul cu microunde cling. Și atunci folosim... Eu cred că e cling-ul de la cuptorul cu microunde, putem să-l interpretăm. Înțelegeți ce zic eu aici? Evident, a fost o... Eu am văzut ca pe o glumă toată povestea asta. E bine, las că e bine, măcar au aflat ce să ia peritonii. Nu că i-aș fi știut. Ne-am spus, acum le știe el pe toate. Nu știam ce să ia, cum am auzit și eu prima oară. Bă, loteria bonurilor, premiul ar putea fi împărțit în peste 2000 de câștigători. Mă opresc puțin aici. O loterie în sine înseamnă speranța oamenilor de a câștiga un premiu. Un premiu. În momentul în care peste 2000 de oameni câștigă același premiu, premiul ăla se împarte în 2000 de bucățele, că sunt peste 2000 de câștigători. Înseamnă 2000 de bucățele. Asta înseamnă că ei, am câștigat la loterie. Cât? Un ban. Nu 2000 de lei. Am câștigat un leu. Așa. Și? Nu mă înțelegeți greșit. E interesantă ideea asta de a oferi premii pentru corectitudine. E interesant, da? E ca la ofertele alea, că cumpără o pungă de chipsuri și poți câștiga o bancnotă de 50 de lei. Înăuntru, da? Serios? Recompensăm normalul, dar în fine, adică oamenii cumpără un produs. E și asta o modalitate, e și asta o modalitate de promovare a produsului tău. Nu sunt încântat, dar evident vânzările au crescut la produsul respectiv. Acum guvernul, Ministerul Finanțelor a decis că, băi frate, hai să premiem normalitatea. Adică normal este că atunci când cumperi ceva să-ți iei bon fiscal, să-ți iei bon. Da? Banii să treacă prin casă și să se evite astfel evaziunea. Sau cum dracu să cheamă acum. Cumperi ceva, dai bani, din casa de marcat iese o hârtie care e bonul, care arată clar că tu ai cumpărat chestia aia. Nu o să țin în buzunar un bon pentru, nu știu, scobitori sau o gumă de mestecat. Cine dracu ține 100 de kg de hârtie pentru orice? Le arunci. E, guvernul a decis să facă loteria asta a bonurilor fiscale. Sincer, să ridice mâna. Care dintre voi are acasă un sertar plin cu bonuri? Ții bonul
când îți iei, frate, îți dai televizorul care te-a costat 3.000 de lei. Da? Încă nu s-a obișnuit cu banii noi. Ții bonul pentru televizorul care te-a costat 3.000 de lei. De ce? Pentru că e garanție. Fără bonul ăla, am înțeles că nu poți să-l dai înapoi. Sau dacă vine fiscul și te întreabă de unde l-ai, să poți demonstra că l-ai cumpărat de acolo. Dar pentru... M-am dus și mi-am cumpărat un pachet de țigări sau o pâine sau un cârnaț sau un muștar. Să țin bonul pentru chestia asta? Nu. Oamenii le aruncă. De obicei, chiar în coșul de gunoi aflat în incinta magazinului. Ca ajung să te întrebe, îl aruncați dumneavoastră sau îl arunc eu? Hai că îl arunc eu, lasă. Da? Peste 2000 de câștigători la loteria bonurilor, spun cei de la ziare.ro. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a anunțat ieri seară că în jur de 2000 de bonuri fiscale sunt câștigătoare la prima extragere, prima a loteriei bonurilor fiscale, dar că abia după 30 de zile autoritățile vor afla câte dintre acestea au fost păstrate. Este o campanie extrem de utilă, mai spune domnia sa, și ideea foarte bună demarată tocmai pentru a solicita bonul fiscal. Este un succes, este o idee bună care va continua, a mai spus, la televiziunile centrale. Ce s-a întâmplat de fapt? Tare sunt curios dacă dintre voi, cei de acasă, ați participat, câți ați participat, cu ce bonuri? Mari? Mici? Pe, zi-mi te rog că nu te-ai blocat, pe scobitori sau pe televizoare, pe ce tip de bon, adică și la final premiul ajunge să ai, ajunge undeva la 100 de lei de om, dacă înțeleg bine. Că, na, e un fel de da la toată lumea și în momentul ăla s-a pierdut toată ideea de loterie, nu mai cum să te bucuri, adică ok, un câștig e ok, 100 de lei e ok, da? Dar aș fi preferat 2000 de lei sau 20.000 de lei, atunci da, s-ar fi simțit un câștig. Din seria Hai să râdem cu loteria bonurilor fiscale, 13 bonuri câștigătoare obținute la pariuri. Un tânăr de 25 de ani din satul Mare a mers marți la sediul Finanțelor Publice cu 13 bonuri obținute după ce a jucat la pariuri sportive și care s-au dovedit a fi câștigătoare și la loteria bonurilor. După ce a realizat că bonurile sunt câștigătoare, tânărul le-a filmat și le-a pus pe Facebook. Directorul adjunct al Administrației Finanțelor Publice, Timiș Mircea Călin, a anunțat că în jur de 80 de persoane s-au prezentat la sediul instituției pentru a anunța că au bonuri fiscale câștigătoare. În Cluj, 150 de persoane au depus marți cereri la Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin care revendică premiul de la Marea Extragere. Ia uite, prima extragere a avut loc luni, în a doua zi de Paște. Atunci au ieșit câștigătoare bonuri emise pe 7 februarie cu valori cuprinse între 6 lei și 7 lei sau 6,99 lei. Loteria bonurilor fiscale, pentru că nu despre asta se vorbește foarte mult în presa centrală, situații inedite, mai mult sau mai puțin amuzante, nu mai vorbim de mortul lui Dragnea, că ăla a fost luat în discuție peste tot. Un singur om are 23 de bonuri câștigătoare. Unul singur. Cum? Pentru că românii sunt români, dacă îi pleașcă, de ce să nu luăm? Un arădean de 43 de ani are numai puțin decât 23 de bonuri fiscale câștigătoare, care îl fac beneficiar al unei părți din marele premiu de 1.000.000 de lei pus la bătaie de loteria bonurilor fiscale. Acesta, pe numele său Constantin Lungu, este din satul arădean Firiteaz și s-a prezentat marți la Administrația Județeană a Finanțelor Publice pentru a revendica anumite câștiguri la loteria bonurilor fiscale. Bărbatul are 6 copii și lucrează doar 2 luni pe an când construiește sobă de teracotă. El a adunat din coșurile de gunoi ale unor magazine peste 1.500 de bonuri fiscale. Șeful AJVP, Agenția Județeană de Finanțe Publice, Arad, Marius Drăgănescu, a declarat că bărbatul a prezentat în original numai puțin de 23 de bonuri fiscale de câte 6 lei emise în 7 februarie, câștigătoare la loteria bonurilor fiscale. Omul vrea 23 de premii. Așa ar fi corect.
Deținătorul celor 23 de bonuri a spus că a început să le adune încă din momentul în care a intrat în dezbatere publică posibilitatea organizării acestei loterii. Eu am început să adun bonuri. Am strâns peste 1500, majoritatea aruncate la ieșirea din magazine de către alți cumpărători. Le-am adunat din coșurile speciale unde le aruncau, chiar dacă unii se uitau cu mirare, spune Arădeanul. El mai zice că în momentul în care a fost decis organizarea loteriei, a mers la magazine și a cerut la casă bonurile lăsate de către cumpărători. Nici nu mă gândeam că o să găsesc 23 de bonuri câștigătoare. Sper să primesc premii pentru fiecare dintre ele, pentru că așa ar fi corect, spune Arădeanul. Eu mă întreb, o să-i dea? Pentru că nu s-a ale lui. Înțelegeți situația? Deci, loteria asta a fost făcută pentru corectitudine. A fost făcută pentru ca fiecare cetățean care cumpără ceva să primească bonul fiscal sau să ceară bonul fiscal după caz și să-l păstreze o perioadă de 13 miliarde de ani în speranța că va câștiga la o loterie. La loteria bonurilor fiscale. Deși n-a spus nimeni, nu știu dacă a spus cineva, care este valabilitatea. Poți să țin un bon din din anul ăsta și să particip cu el. Băi, nu, cred că un an, atât, nu? Un an fiscal cât o fi durând și ăsta, sau dacă există termenul ăsta, dacă nu l-am inventat și vreau drepturi pe el. An fiscal. Omul ăsta nu poate dovedi că-s bonurile lui, de altfel nimeni nu poate dovedi că bonurile pe care le are în buzunar sunt ale lui, nu? Că nu-s pe nume, ci doar pe serie. Ai bonul, ți-a ieșit seria la loterie, trebuie să câștigi. Deci omul ăsta putea să ia bonurile astea de absolut oriunde. Normal, ar trebui să aibă 23 de premii. Logic ar fi. Cât mă? Ia o și bine. Jumătate de oră în care să vorbim de loterie. Loteria vizelor, nu a vizelor. Ai câștigat? Ce ai câștigat? Bun. Cupa cu... Bun. Foarte bine. Chiar vreau să te păstrat? Tu păstrezi bonuri? Toate. Niciodată n-am păstrat. Toate. La gunoi cu ele! Aaaa, stăm la vila statului. Acum sunt invidios, vă dați seama. S-a câștigat. Tot ce v-am zis eu până acum mi-a spart colegul așa. Eu am câștigat. Ha, păstrați-le. Sunt cui ușa asta, să nu mai intervine aici. Da, în fine. Loteria bonurilor fiscale continuă, următoarea extragere a fost deja anunțată, eu n-am fost pe fază, n-am văzut când, dar va exista o următoare extragere a premiilor, a bonurilor câștigătoare, păstrați-le, eu n-am să păstrez, de exemplu, bonul fiscal, normal ar fi să le păstrăm, pentru orice, mă uitam în alte țări, păi păstrează orice hârtiuță. Orice prostioară, orice chitanță, orice chestie, nu se știe niciodată când peste 8, 7, 5 ani vine vreo agenție și vrea să te verifice. Și atunci oamenii le păstrează, au dosare întregi de chitanțe. Asta pentru ce, mai ții minte când îți luam Pampers? Tată, am 33 de ani. Da, când erai tu mic și îți luam Pampers, trebuie chitanțe, dacă vine cineva să... Dom'le, am 33 de ani, au trecut 100 de ani de atunci. Bine, 33, mai aruncă și matale. Semnale, apropo, vorbeam de cum reușește România să intre cu pași mari în rândul țărilor civilizate, cu spatele în direcția greșită. Cu colegii vorbeam dimineață de tipa aia de și-a luat-o în freză într-un troleibuz în București pentru că fuma țigară electronică. Ați văzut cu toții filmulețul, da? O tipă ușor abțiguită la cum părea și zicea ăștia din autobuz că și duhnea băutură. Fuma din țigara electronică într-un troleibuz sau într-un nu știu ce naiba era ăla, tramvai, în București. V-am zis eu, prin punctul meu de vedere este că una la mână, nu-mi plac bucureștenii extraordinar de mult. Nu-mi plac pentru că sunt niște mitici, consideră că România se învârte în jurul lor și că acolo e buricul pământului. Da? Aici mie nu-mi plac așa ca idee. Doi la mână au o atitudine de doi bani față de oricine, inclusiv ei între ei. E, ca urmare vine povestea de mai devreme. O tipă care fumează țigara electronică într-un troleu. Da?
Tipa încearcă să le explice, domnule, țigara electronică nu elimină fum, nu este interzis. Încă o dată vă repet, legea unde nu interzice, permite. Unde nu interzis, e permis. Scrie, nu că scrie, e clară povestea, da? E, și se merge pe ideea, domnule, țigara electronică nu elimină fum. Ca urmare, nu elimină toate noxele alea pe care le elimină o țigară normală, elimină abur. Prin urmare, se poate fuma în zone în care, e impropriu spus fuma, există un termen care se numește vaping, măsa, da? La noi n-avem cum să zicem chestia asta, aburim, da? Aburim. Eu sunt fumător de țigară electronică. Aburim, da? Prin urmare, dacă nu elimină noxerea, nu elimină toate prostiile alea, fumul ăla, poți să fumezi oriunde, inclusiv în spații închise, unde nu s-a aerisit, unde nu e aerisire ca lumea, în timpul școlii, oriunde, că nu e fum, nu fumezi, aburești. E, există evident și un dram, trebuie să existe și un dram de bun simț, adică, bă, e un troleu supraaglomerat ca mai toate în București, unde știm că plin de pensionari, nu poți să te aștepți și la indulgență, că oamenii cu cât înaintează în vârstă nu devin mai înțelepți, devin doar mai răutăcioși și mai invidioși pe ăștia tineri. Și li se pare că tinerii niciodată n-au respect, că ei nu știu ce trebuie să facă, că n-au vârsta ăstora bătrâni și că a, când eram la vârsta ta nu făceam... Da, ok, vorbim de pensionari și de... Bine, sunt pensionari și pensionari, dar hai să nu-i bag pe toți în aceeași oală. Vorbim strict de cazul ăsta. Și deci tipa noastră fumează, aburește țigara electronică în troleu. Cineva îi sare în cap, evident. Bă, are să țin nesimțire, să fumezi în troleu. Nu fumezi, e țigara electronică, nu fumezi, aburesc. Dom'le, că mie îmi face rău, că sufăr cu inima, zice pensionarul, care mai târziu, de fapt, sare și la bătaie. Mie îmi face rău, nu mai fuma din astea. Încearcă să-i explici lui ora că, dom'le, țigara electronică este o chestie, fumatul, nu mă vezi scoțând fum pe gură, e altă poveste, da? Nu, n-are. În momentul ăla, tip ar trebui, bine, dom'le, hai, drag, și așa mai am 5 minute, cobor mai încolo, nu-i problemă, nu-i muri. Nu, tipa dă în continuare cu fumatul. Deci aici e un cumul de vinovăție, cumva. Tipa îi dă cu fumatul. În continuare, moșneagul ăsta, moșneguțul cu bastonul care se plângea că suferă de inimă și că îi face rău. Mirosul ăla aromat din țigara electronică lui îi face rău. Este primul care sare la bătaie. Nu-i mai făcea rău brusc și nu mai suferea de inimă. Știți categoria asta de oameni? Voi, trebuie neapărat să stau jos, dați-vă o parte că sufăr de inimă și mor. Dom'le, dar dacă vorbești de 30 de minute și ești îmbrăcat în costum de 4 piese pe 45 de grade Celsius, aia nu-ți face rău? Deci stai în casă dacă ți-e rău și suferi cu el. Nu ieși la 42 de grade Celsius. Genul ăla de om, da? Vai, stinge porcăria aia, că mie îmi face rău, sufăr cu inima și poc la bătaie la aia. Zic, bă, frate, dar ce inimă slabă avea moșneguțul ăsta vere, dacă își permite să o boxeze pe asta. Genul ăla de oameni, da? Tipa nu și nu. E, și acolo intervine o busculadă într-un troleu în care absolut și citam pe Moise Guran, de obicei nu-l citesc, dar tura asta chiar mi-a plăcut, o puternică durere și colectivă durere între fese a românilor. Unul a filmat toată scena și s-a amuzat copios, probabil, nu atunci pe moment, dar când îl întreabă altcineva, domnule, ți-a ieșit filmul, e frumos, dă bine, nu puteai să te bagi, de ce să mă bag, domnule, țară liberă, zice omul ăsta, că el asta înțeles din libertate, dacă doi se omoară, să scoți telefonul și să filmezi. Nu există o chestie civică, nu există o moralitate, există like-urile. Like-urile sunt mai importante. Dom'le, dar ție se filmul, lasă-mă, dom'le, îmi place genunchi cu mine, tu te, dom'le, vezi, îți dă treaba, asta este vorba la bucureștieni, care îmi place cel mai mult, da? Vezi, dom'le, de treaba ta. Vezi-ți de treaba ta. Nu vă implicați, Doamne ferește, e periculos. Să te implici dacă îl vezi pe unul căzut pe stradă, e periculos. Nu, scoate telefonul, fă-i și aici de poze, râzi de el și pune pe Facebook. Prietenii, nu, trebuie să se amuze și ei. Corect. Deci, unul a filmat, ăla care l-a întrebat pe tip, băi, ție se filmă, a încercat să-i despartă pe ăștia, la un moment dat și-a băgat piciorul și a zis, stai frate, că nu mai e problema mea. Tatea cu țigara
Păi ea a durut un fund, pentru că a durut un fund de bunăstarea celor din jur, că și libertatea asta e cu schepsis, ea se termină acolo unde începe libertatea altcuiva. Pe Moș Neguț l-a durut și pe el în fund de liniștea pe care le-a stricat-o celor din jur. Cea mai mare durere în fund, și a fost vizibilă durerea în fund, a fost a șoferului de autobuz, de mașină, ce era aia, da? Care el este responsabil pe mașina aia, cât e în timpul serviciului. El trebuia să tragă pe dreapta și să facă ce era logic de făcut. Cine țipă, bă, în spate? Eu. Și cu ăsta care e în baston și are dureri de inimă. Jos și hai să ai dureri de inimă afară. Am încă 40 de călători care au plătit și nu trebuie să vă suporte. Mergi matale și fumează afară, domnișoară, mergi matale și stai în baston tot afară. Ar fi fost chestia logică de făcut. Plus, alo, bună ziua, gardienii publici, poliția locală, Sfântul Duh, da, am niște oameni recalcitranți. Și descurcați-vă. Nu, a fost o chestie pur românească. Pe mine mă doare în cur de voi, pe voi vă doare în cur de mine, pe ăstea care trebuie să-și facă treaba, îl doare în cur de toată lumea. Și am folosit cuvântul cur de 3 ori. Înțelegeți? Exact asta a fost. Și l-am citat pe Moise Guran cât am putut de mult, fără totuși să zic din memorie, că n-am ținut minte exact ce a zis omul ăla. Și apropo de povestea asta, că vrem să fim o țară civilizată acceptată în Europa. O țară este făcută de populație. Țara e frumoasă, România e frumoasă, e mai frumoasă decât multe țări pe care le-am vizitat. Este o țară frumoasă, cu forme de relief interesante. Este, în schimb, și locuită. Mai multe persoane de etnie romă s-au luat la bătaie la secția de primiri urgențe a spitalului din Baia Mare, chiar dacă în jurul lor erau atât medici cât și pacienți. Cei implicați în bătaie s-au lovit cu pumnii și cu picioarele. Incidentul a fost, de fapt, continuarea unui scandal izbucnit cu o seară înainte. Problema a apărut între doi frați din tabere rivale. Bătaie între romi în spital, printre medici și pacienți, scriu cei de la ziare.com. România este o țară frumoasă. Vă spuneam mai devreme, România este o țară care are de toate. Este și locuită. România este țara în care oamenii se bat în troleibuz. România este țara în care oamenii se bat în spital. România este țara în care oamenii de Sfintele Paște, în noaptea de înviere, s-au bătut din cauza lumânării. Păi dă-te mai încolo, că mi-ar spărul. Dar ce aia flacăr așa? Dar mai stinge-o, domnule, puțin, dai? Cunoașteți poveștile, este imposibil să nu le fi auzit măcar odată. Dar de ce ai flacăr așa de mare? Pentru că am venit cu aruncătorul de flăcări! De aia, la înviere. E o lumânare, la ce te aștepți? Face foc! Arde, e logic, nu te băga în mine, eu încerc să mă feresc. Tu știți de câte ori am văzut chestia asta? Dom'le, te mai încolo că îmi dai ceară pe haine. Dom'le, învierea, stăm așa toți. Unde Dumnezeu să mă duc? În sus? În jos? Nu, e învierea, hai să ne înțelegem. Te strângi matale mai așa, stau și eu o țână mai așa, mă uit și în jurul meu, că trebuie să fiu și atent, că sunt copii, că sunt părinți cu copii, cu flacără în mână, da? Că, da, e învierea. Ce poate să fie mai sigur decât chestia asta? Băi, lasă că e copilul și e învierea, trebuie să aibă și el o flacără în mână. Și după aia, uite, mamă, sunt omul flacără, sunt omul torță, da? Că e un copil, trebuie să-ți dea și el cu o lumânare în mână, nu-i așa, că e învierea. De câte ori ați auzit poveștile astea? Noi suntem țara în care oamenii... Noi suntem țara, hai că am zis-o. Noi suntem genul de popor... Nu ne place să ne batem. Între noi, nu cu alții. Între noi. De ce ăla e mai așa și eu nu-s la fel? Și trebuie să ne înjurăm. Și dacă ne înjurăm, se ajunge și la bătaie. Da? Pentru că suntem rupți în gură de săraci, suntem vai de capul nostru, dar e fain să ne dăm cocoși. E fantastic. Nu există chestia mai frumoasă decât să arăți celor din jur că ești mai bun decât oricine altcineva. Și că nu ne, într-adevăr, nu ne interesează de cei din jur decât dacă o duc mai bine. Dacă o duc mai bine, atunci trebuie să o ducă mai prost. Pentru că nu se poate să fac ceva să o duc și eu mai bine, dar mi este foarte ușor să-l fac pe el să o ducă mai prost. Asta este mentalitatea. Vecinul meu și-a cumpărat plasmă, voi face tot posibilul
chiar dacă sărac lipit pământului, să-mi cumpăr și o plasmă. Ăsta se numește snobism. Sau, dacă nu-mi permit să-mi cumpăr plasmă și nu am nici potențialul necesar să fac să-mi cumpăr plasmă, pot să-i pun oricând piedică vecinului. Și atunci o să trebuiască să vândă plasma ca să plătească spitalul. Și vom fi din nou egali. Nu? Pe asta se bazează egalitate, fraternitate. Piedică. Are noi, mă, ce zic eu. Hai, ieșim puțin în exterior, da, mergem în Muntenegru, ă. Hai, să vă lămuresc. Un oficial muntenegrean refuză o dacie. Mașinile românești nu sunt potrivite pentru un președinte, spune omul. De municipal, da? Omul acesta, pe numele său Adnan Muhovici, a refuzat să folosească un automobil Dacia primit cadou de la un om de afaceri, argumentând că mașinile românești nu sunt potrivite pentru un președinte municipal. Acesta este președintele Consiliului Municipal din Pecnica și conduce Partidul Bosniac. A optat, în schimb, pentru un Opel. El a adăugat însă că o mașină românească ar fi suficient de bună pentru poliția locală și pentru vânzătorii de aspiratoare Rainbow. Și ne-a sărit nouă muștarul ca români, mi-a plăcut titlul. A, și urmează încă o chestie, România batjocorită pe internet. O să vă spun imediat, pentru că nouă ne place. Vai de mine, să nu facem nimic să fie mai bine, dar să ne sară muștarul dacă cineva ne atrage atenția că e rău. Deci nenea ăsta n-a vrut el să meargă cu Dacia. Știu români din România care refuză să meargă cu Dacia și când mă aud spunând, băi, deci mi-aș lua o Dacia Duster sau un Stepway fără să stau pe gânduri. Eu, neamțul, mi-aș lua un Stepway fără să stau pe gânduri. De ce? Mi se par foarte frumoase. Și punct, că nu-s genul de om care se priceapă la chestii tehnice. Băi, că ai putere, consum. Nu, e o mașină frumoasă, arată bine. Și mi-aș lua fără să stau pe gânduri. Și oamenii se uită la mine și spun, uite frate, ești prost, ai Dacie. Așa și. Și atunci, de ce ne mirăm că omul ăsta, care e din Muntenegru, n-a vrut să meargă cu Dacia? E adevărat. Ce a zis mai târziu, e mai departe, e relativ nașpa. Bă, e bună pentru vânzătorii de aspiratoare. O fi, că e încăpătoare, asta vrea să zică. Probabil. Hai să vedem partea bună. E încăpătoare. E o mașină mare. Poți să bagi în ea o grămadă de chestii. Poate vrea Merțan. Nu i-a ieșit faza cu Merțanul. A trebuit să-și ia Opel. Mi-a plăcut, în schimb, un comentariu. Păi să-și ia o mașină bosniacă. Produsă în Muntenegru. N-au. Să-și ia o mașină produsă în Muntenegru. Nouă, ca români, ne place să... Vai, frate, a zis la ceva de noi? De noi? Bă, ține băberea și semințele, că mă duc să... Da? România batjocorită pe internet, spun cei de la Gândul. Cum arată locul unde doarme un copil român? România a fost ridiculizată într-un articol publicat de portalul bozin.net intitulat Unde dorm copiii din jurul lumii. Hai să vedeți cât de boi sunt ăștia care au semnat chestia asta. În imagine apar copiii de diverse vârste din întreaga lume alături de camerele și paturile în care dorm. S-a mai făcut genul ăsta de galerie foto. Unde învață copiii lumii, unde mănâncă copiii lumii și merge un fotograf în jurul lumii și sau primește de la copiii din jurul lumii imagini cu locuințele, da? Galeria este făcută și fotoreportajul ăsta este făcut ca să vedem diferențele și ca să vedem că, deși suntem egali, nu suntem egali. Înțelegeți? Deși suntem oameni și avem același sânge roșu și aceleași organe și ne facem nevoile în același tip, nu suntem egali. Nu cred că a sărit cuiva muștarul la fel cum le-a sărit românilor. Noi, în țara în care curge lapte și miere, să ne faceți de tot rahatul?
În timp ce copiii din Scoția, Statele Unite, Japonia sau Brazilia dorm în camere spectaculoase și foarte curate, copiii din Brazilia, Senegal, Nepal, Kenya sau Cambodgia dorm în paturi improvizate. În ceea ce privește România, cei de la Bazin.net au ales un copil care nici măcar nu locuiește în țară, ci un emigrant, mai exact un băiețel de 4 ani care locuiește în aer liber în Roma, iar patul său este o saltea murdară. A? Trebuie precizat că românul este singurul emigrant prezentat în galeria foto de pe site. Intrați să le vedeți pe toate. Vai, ne-a sărit și mă uit la fotografie și sper că vă uitați și voi la fotografie, da? Un copil care doarme într-o tabără de lângă Roma. Bun, și unde e minciuna? Înțeleg să fie... să ne supărăm atunci când ne prezintă, când pe noi ne reprezintă o minciună. Unde este? De ce ne-am supărat? Pentru că sunt milioane de alți copii care dorm în condiții foarte bune. Este adevărat, dar aia sunt în România. Pe imagine scrie clar, copil român lângă Roma. Nu e în România. Este un copil imigrant dus acolo de niște oameni inconștienți, dobitoci, bătuți în cap cu placa de călcat, rufe care este, care n-au altceva mai bun de făcut decât să stea și să doarmă în jurul, la periferia unui oraș unde nu au nimic de făcut. Așa, și unde este minciuna? Copilul există. Imaginea e reală. E adevărat, nu ne face cinste. Nu ar trebui să existe motivul plecării lor încolo. Dar există. Nici o țară nu este perfectă. Nici a noastră nu este... A noastră, mai ales, nu este perfectă. Nu este nici măcar aproape de perfecțiune. Da? Nici... Suntem la mama dracului de perfecțiune. Da? Dar copilul există. De ce ne-a sărit muștarul? Mii de oameni au comentat la galeria asta. Nu ne mai faceți de rușine. Ne face ăla de rușine care a publicat fotografia asta? Nu ne facem noi singuri de rușine? Ba da. Ne facem singuri de rușine. Copilul există, el locuiește acolo. El are 4 ani. Nu are posibilitatea să aleagă să vrea să fie acolo sau să nu vrea să fie acolo. L-au dus acolo niște oameni maturi și îl țin acolo. Evident, sunt zeci de mii, sute de mii de alți copii în România care locuiesc în condiții bune. Din nefericire, sunt mii de copii care locuiesc chiar aici în țară în condiții rele. Iarăși ne-a sărit muștarul, apropo de chestia asta, când ne-a prezentat BBC-ul orașul subteran. Au rolat cei din subteranul Bucureștiului. Oh, noi? Dar nu se poate, noi suntem o țară fantastică. Noi ne-a făcut o imagine proastă documentarul ăla. E realitatea. Există. Copiii ăia locuiesc acolo, se droghează, sunt bolnavi. Sunt reali. Asta e mai rău. Sunt reali. De ce să ne supărăm? E realitatea. Puneți mâna și schimbați-o. E atât de simplu. Sunt atât de înțelept încât ar trebui să mi se facă o statuie după moartea mea, o statuie din topul celor mai furate mașini din România. Care a fost marca preferată a hoților în 2014? Tobe? Dacia Hau. Poftiți, vă rog? Serios? Hoții de mașini din România preferă Daciile, după cum reiese din statisticile poliției române în 2014, acestea fiind cele mai furate mașini, în număr de 456. În România, la finalul anului 2014, Dacia era cea mai răspândită mașină, fiind înmatriculate numai puțin de 1.365.000. În anul precedent au fost furate doar 375. Deci oamenii au preferat să fure Dacii și acum vine răutatea română. Păi da, bă, că e aceeași cheie să potrivește toate Daciile. A? Am dreptate? Topul celor mai furate mașini din România a fost completat de Volkswagen și Mercedes cu câte 156 de bucăți, respectiv 98 de bucăți.
După aia urmează Opel, BMW, Renault și Audi. Dar ce fură cineva Renault-uri? Nu vreau să fiu răutăcios. Sunt mașini bune. Deci Dacia, Volkswagen, Mercedes, Opel, BMW, Renault, Audi. Cele mai matriculate, Dacia, Volkswagen, Opel, Ford. Bine. Chiar Ford-uri nu s-au furat. Cine ar fura Ford? Mai țineți minte, eram, nu știu dacă eram în țară, când l-au prins pe ăștia la graniță, l-au prins pe unul la graniță în România cu un BMW într-o dubă. Nu mă înșel. Românii, nu că românii, oamenii sunt foarte inteligenți și foarte inventivi când este vorba să facă ceva rău, mai ales când e vorba să-i se teamă că o să fie prinși. Un Mercedes, un BMW, adică BMW trebuie să fi fost desfăcut bucățică cu bucățică și pus într-o dubă și l-a duceau în țară. Și mecanic bun trebuie să fi fost ăla care l-a desfăcut, frate. Un BMW întreg. Da, uite, chiar mă uit, Forduri, de exemplu, ăștia n-au furat în România. Cine fură Ford? Vorbim de țări și de oameni civilizați, da? O fetiță de 12 ani a născut un băiețel. În noaptea de înviere, ci că un miracol în noaptea de înviere. Nu știu dacă e miracol sau e idioțenie. O fetiță de 12 ani din localitatea buzoiană Râmnicelu a născut în noaptea de înviere un băiețel de aproape 3 kg. Atât mama cât și copilul fiind sănătoși. Inițial am citit cât mama. Un băiețel de 3 kg. Cât mama, care are 12 ani. Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean Buzău, Adriana Bratoșin, fata de 12 ani din Râmnicelu a născut spontan. Ba, eu cred că a născut cu premeditare. Că știa la maternitatea Buzău, nu cred că mergea pe stradă și a spus: băi, eu cred că-s gravidă! Pum! Și un copil. Nu, eu cred că mai întâi a făcut sex. La 11 ani, mai exact. Da? Un băiețel cu greutate de 2800 a născut... hai, vă mai dau detalii sau deja ați zis în cor ce urmează să zic eu? A născut în noaptea de înviere, este de etnie romă. Ați zis chestia asta, așa-i? Provine dintr-o comunitate unde nașterile în rândul minorilor este un fenomen greu de controlat de către autorități. Băi, înainte de înviere, înainte de sărbători, nu v-am citit un articol în care la nuntă musai trebuie să fie virgină mireasa și că se joacă cearșaful și că verifică aia de 80 de ori? Da, cred că e altă etnie romă asta. Provenind așa, un fenomen foarte greu de controlat de către autorități, potrivit lui Bratoșin, au fost anunțate Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Poliția Buzău, care urmează să ia măsuri în cazul copilului de 12 ani care a născut în maternitatea Buzău, urmând ca polițiștii să-l identifice pe tatăl copilului și să-l tragă la răspundere pentru că a întreținut raporturi sexuale cu o minoră. Conform reprezentanților Spitalului Județului Buzău, în ultima vreme se constată o creștere a nașterilor în rândul minorelor, atât de etnie romă, cât și în rândul celor care nu fac parte din această etnie. La 12 ani se aduce pe lume un copil care, știți, eu văd o singură parte proastă aici. Singura parte proastă este că fetița asta la un moment dat o să găsească părinții dimineața alăptând păpușa, pentru că ea clar o să facă o confuzie la un moment dat. Copilul și păpușa, păpușile acum au cam aceeași dimensiuni. Iar ea n-are destulă glagorie ca să vadă diferența la 12 ani și probabil că într-o dimineață o să o țină păpușa în brațe și copilul să fie cine știe pe unde aruncat pe sub pat. La 12 ani e clar, fetele se dezvoltă mental mai repede decât băieții, nu e nicio noutate. Unii la 40 de ani nu se dezvoltați complet. Da? Dar parcă 12 ani deja e cam puțin. La 12 ani... La 12 ani! Ce să vă mai zic? La 12 ani te-ai apucat de născut. Lasă-ne. Și în 4 ani pleacă în străinătate că e ruptă de foame în România. E, trebuie să ne ducem să-i învețem pe italieni cum se asculte manelele și să stucă sămânță. Pui, 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 pui.
în timp ce eu îmi voi ține copilașul nou născut în brațe, în mijlocul unei intersecții, spunând una lira per favore. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru că ați fost alături de mine în prima zi de după vacanță. Rămâne să ne vedem mâine la 24 de titluri. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!